try again, but when I saw you, I felt something I never felt. Come closer, I'll give you all my love. If you treat me right, baby, I'll give you everything. My last made me feel like I would never try again, but when I saw you, I felt something I never felt. Come closer, I'll give you all my love. Ok, știu că thumbnail-ul ăsta arată de parcă ar fi sigla Audi sau de parcă ar fi jocurile olimpice la clipurile cu greșeli. Dar nu contează asta, pentru că a venit timpul să vorbesc despre greșelile din filmul Fight Gang. Un film care ba a fost lăudat de presă, ba a fost hate-uit, ba a fost criticat pentru sursa bugetului. Mai pe scurt, părerile sunt împărțite. Ceva de genul e și părerea mea, adică mixtă, pentru că sunt unele părți proaste, unele părți bune și cam asta o să detaliez în continuare. Doar că mare spoiler alert, dacă nu ați văzut filmul, mai bine nu vă uitați la clipul ăsta pentru că o să vă dau mari spoilere. Și repet, dacă fac treaba asta, nu înseamnă că sunt hater, eu de fapt sunt un hater, așa cum zice băiatul ăsta aici, așa că aveți grijă, măcar îmi spuneți cum trebuie, deci Rovioane, ești mare hater. Bă, eu fac mișto acum, dar simt că nu mai trebuie să explic că eu nu fac hate la clipurile astea, pentru că cine s-a abonat de mult timp la mine știe deja că e un roast, vorbesc și despre greșeli, dar e și reacția mea pur și simplu la clip. Și referitor la curcani, mare challenge acum pe TikTok ce au făcut băieții ăștia. Mai întâi de toate să vă explic puțin timeline-ul filmului, fără să vă dau prea multe spoilere. Shelley la bătrâneții îi povestește nepoatei sale ce s-a întâmplat într-un Crăciun cu Fight Gang, felul în care a fost el răpit pentru că fiica unui mafiot era mare fană Shelley, așa că vrea să-l țină pentru ea. În paralel puteți vedea cum se descurcă Fight Gang fără Shelley, ulterior Gașca Gang încercând să-l salveze, așa ca în Home Alone. A dat și nu știu cât de multe secvențe pot să vă arăt din film, pentru că normal că n-am făcut rost de tot filmul că era prea mare, dar vedem. Maria. Chiar de la începutul filmului am observat prima greșeală. Îl vedem pe Shelley la bătrânețe cum îi povestește ceva nepoatei lui. Doar că acest Shelley nu este râit. În continuare, bătrânul Shelley începe povestea lui din tinerețe, în care arată cum era pe vremuri cu Fight Gang. Doar că firul narrativ din film nu e deloc ca cel din realitate, pentru că în film ăștia din Fight Gang rămân faliți. Perfect. Acum aveți minus bani. Suntem și pe minus. Și de aici începe toată povestea cu clișee. Yo, piesa asta e top. Știi că sunt prea... Gami este prezentat ca un cocalar. Pain este prezentat ca un cocalar. Mădălin este prezentat ca un cocalar. Diana este prezentată ca un curcan. Ok, gata cu aia, recunosc, nu m-am putut abține. Ce încerc să spun eu aici? Cu excepția câtorva personaje, în filmul ăsta toată lumea pare că e cocalară sau pițipoancă. Și eu zic că puteau și ei să bage mai multă diversitate din punctul ăsta de vedere pe personaje. Îl avem pe domnul Carafo jucat de Micuțu, care și-a intrat bine în personaj și pentru o comedie de familie cred că a fost destul de potrivit. Laura Giurcanu în film este Helga, o tipă foarte dură din neamul lui Carafă, doar că Laura nu a jucat-o pe Helga, ci a fost doar Laura Giurcanu fiind Giurcanu cu niște tatuaje false pe ea. Adică mi se pare puțin ciudat. E ca și cum au încercat să dea rolul la toți prietenilor vloggeri când puteau să iau o mulțime de actori care au terminat o facultate corespunzătoare. Mai mult decât atât, Helga stă îmbrăcată cu aceleași haine timp de 2-3 zile în film. Adică hai mă că aici nu-i Scooby-Doo să lăsați personajele cu aceleași haine. Dar astea sunt detalii, eu sunt doar un hater. Club. Ai șlițul desfăcut. După cum așteptam, Shelley în film e bineînțeles liderul. El pare că e cel mai rațional dintre ei, doar că trebuia să-i spună cineva înainte să filmeze că a ține degetele așa și a rămâne cu gura întredeschisă nu înseamnă acting. În serios, așa-l vedeți aproape tot filmul. Bine, la unele dialoguri chiar a părut destul de natural, dar în alte scene, când erau implicate mai multe emoții, tot ce puteați vedea pe chipul lui era constipație. Alinuța, fiica lui Carafă, cea care l-a răpit pe Shelley, a fost foarte bună pe rolul ăsta. Când a fost vorba să fie enervantă, a fost enervantă. Când a fost vorba să fie creepy, a fost creepy. Și când a fost vorba să afișeze regret sau tristețe, a făcut și asta. Alinuța, tati, dar ce faci acolo? Ei m-au obligat, e vina lor!
Uite, du-te în mașina mea, că poți să stai. Acum alte personaje. Matei Dima și Vali Dobrogeanu în film sunt doi polițiști goofy, personaje care apar din când în când. Problema e că ei sunt singurii polițiști din tot filmul, adică la secție sunt ei doi, pe străzi sunt ei doi și când cineva sună la 112, tot ei răspund. Adică așa lipsă de personaje ați avut. Pe lângă asta, fiind polițiști în România, voi i-ați îmbrăcat în costume de polițiști din state. Ce vorbesc eu aici? Nici măcar din state. Costumele alea sunt direct luate din Jumbo cu 10 lei bucata, probabil. Adică serios, acum pe badge scrie police, lasă morții ei. Puteau să facă și ei rost de niște haine, pentru că acțiunea se întâmplă în zilele noastre, așa că nu au fost cine știe ce cerințe. Mă așteptam, bineînțeles, ca filmul să aibă și faze penibile sau clișeice, peste care n-am putut să trec. Cum ar fi căzături cu picioarele în sus ca în 1980, când sare aliniuța pe Shelley, bunăciuni care apar în slow motion, au băgat până și o fază de-aia cringe rău când Madeline și Payne apar după un perete ca în desenele animate, adică serios, e 2019-2020, zic și eu. Își face și Antonia apariția așa printr-un fel de crossover și tot ce a putut să zic că a fost... Whatever, așa se vorbește. Mai e o scenă în care se vede că sunetul este înregistrat în studio și pus peste, iar lip-sync-ul a fost pe lângă. Sunt eu, Gamey, cel adevărat. Ești liberă weekendul ăsta? Și în ce univers paralel voi scrieți mesajele cu voce tare și la sfârșit mai spuneți și trimis? Super tare și nu seamănă deloc cu bolos din singura casă. Trimis. Dar cel mai important e că a apărut și Jokerul în filmul ăsta, deci mare respect pentru asta. La un moment dat filmul o dă în SF și nu mă refer la faza cu Dorian când trage din sfârcuri. Păi am înțeles-o. Mă refer la scena în care filmul devine un musical pentru că Madeline și Payne fac un rap battle într-o parcare subterană. Și spun că este SF pentru că nu știu cum a ajuns acolo un scaun de rege într-o parcare și oamenii așezați destul de convenabil pentru cameră. Pe deasupra au băgat și niște efecte de alea de clip muzical și a fost total nepotrivită scena aia pentru un film. O altă fază care mi-a dat impresia de lazy writing a fost când apare Dorian. Imaginați-vă că Dorian apare ca să-l salveze pe Shelley, dă un ocol inutil casei, chiar dacă băieții erau la doi pași de el, după își face schema lui din felile de salam și pleacă. Da, pleacă. Nu stă să-i ajute în continuare, pleacă. S-a văzut că au băgat scena asta așa de umplutură, mai mult pentru că era amuzantă, nu pentru că avea vreun sens în film. La sfârșitul filmului, după cum am presupus, totul se termină cu bine, iar Shelley ține un discurs, un final foarte previzibil. Am și vorbit despre asta într-un clip de acum câteva săptămâni, dacă nu mai amintiți. Și acum ar trebui să fac o concluzie sau să dau verdictul. Este Five in the Movie un film bun sau prost? Acum depinde. Dacă ar fi să-l raportăm la Hollywood și la filmele din state, filmul Five Gang n-are nicio treabă, e un film prost. Dar dacă ar fi să-l raportăm la filmele din România din aceeași categorie, gen comedie de asta de familie, și având în vedere că filmul este unul pentru copii, cred că și-a îndeplinit scopul. Au fost unele scene în care am râs, nu mint, dar după cum am spus înainte, n-am putut să trec peste alte faze, clișee și așa mai departe. Pe lângă asta, au fost și niște shot-uri cu drona foarte mișto, iar pe partea de colorizare, n-am ce să reproșez, a fost decentă. Dialogul de multe ori a fost cheesy și forțat, la fel și firul narrativ odată cu derularea filmului. E ca și cum scriitorii, scenariștii și toate personajele s-au plictisit pe parcursul filmării filmului și nu și-au mai dat interesul pentru fiecare scenă. Bă, și voi ce ziceți, să mai fac clipuri cu greșeli în filme sau review-uri de genul la filme? Îmi ziceți și părerea voastră în comentarii. Cam atât și cu episodul ăsta, hai că n-a durat 10 ore cât vă așteptați voi să dureze. Am vrut să fiu cât mai scurt și pe subiect și vă dați seama că din 2 ore de film n-am putut să le găsesc pe toate. Așa că pentru ăștia care ați văzut filmul, scrieți în comentarii ce greșeli ați găsit și voi, chiar sunt curios. A, da, și nu uitați, follow pe Insta, că o să pun acolo TikTok-urile voastre pe story, alea mai amuzante. Că am scos acum de sesiune și în sfârșit am timp. Chains are shining, you can see me riding, cocaine wind up.